găsit pe scara cuvintelor. Către sfârșitul adolescenței, citeam pe nerăsuflate mărturiile unor foști deținuți politici, în general preoți, închiși de către regimul comunist și supuși la tot felul de torturi. Mă miram atunci că mulți dintre ei își acceptau soarta nu cu resemnare, ci cu entuziasm. Ceea ce li se întâmpla, mărturiseau ei invariabil, era un mijloc sigur de sfințire, un martiriu care, dincolo de suferința fizică, le asigura întâlnirea cu Hristos. Știu că, după ce parcurgeam astfel de confesiuni, mă întrebam în ce măsură, pus într-un context similar, aș reacționa tocmai ca ei. Cred sincer că, într-o astfel de situație, Dumnezeu pășește alături de tine și este gata să te susțină atunci când ai semne de slăbiciune. O altă amintire din acea vreme are legătură cu starea pe care mi-o lăsa parcurgerea mărturiilor respective. Era un soi de amărăciune vesele, un oximoron, desigur, dar unul legitim, deoarece, dacă din punct de vedere fizic, oamenii aceia erau într-o evidentă suferință, din punct de vedere spiritual, păreau că se află dincolo de sfera acestei existențe. Iată că de curând, la editura Ratio e Revelatio, a apărut o carte ce conține mă mărturia unui preot catolic maghiar, iezuit, pe numele său Mihai Godo, într-o excelentă traducere realizată de Claudia Vudău. Titlul volumului, jezuit, nu câinele comuniștilor, surâsul nedeținutului, este, să o recunoaștem, ușor inedit și haios. În el para se împleti, pe de o parte, serenitatea pe care o dă siguranța credinței, și, pe de altă parte, nevoia rece, furibundă chiar, resimțită ca necesitate, de a face lucrurile pe care ești chemat să le faci, în ciuda contextului nefavorabil. Prima stare, defensivă, însă deloc pasivă, este cauza celei de-a doua, puternic ofensivă. M-a mirat faptul că, după parcurgerea acestei cărți, starea de amărăciune pe care o întâlnisem în trecut. S-a lăsat inutil așteptată. Și cred că două sunt motivele care fac această confesiune să fie un pic altfel, mai luminoasă, mai puțin cutremurătoare, deși tot atât de dramatică. Să le luăm pe rând. În primul rând, ea, confesiunea, după cum aflăm din prefață, a fost dictată și imprimată pe benzi de magnetofon. Din acest motiv, discursul este colocvial, este simplu. Deși nu îi se poate nega calitatea literară. Se simte vocea unui om cultivat, a unui om care știe ce vrea să transmită, a unui om care, dintre toate detaliile vieții, le distinge și le alege doar pe cele valoroase. Ritmul confesiunii, din pricina verbalizării ei, este alert, iar asta te ține lipit de carte până la ultima pagină. Autorul s-a născut în comuna Dorobanț, la 25 septembrie 1913, în preajma orașului Arad, într-o familie de fermieri. A avut parte de o copilărie fericită. Rolul părinților fiind decisiv în ceea ce avea să urmeze. Atmosfera familială este descrisă cu emoție și admirație. Bunoară aflăm că una dintre scenele cele mai impresionante pentru adolescentul Mihai Godo a fost cea în care tatăl său, un om cu principii morale puternice, dar și cu o personalitate robustă, rostea în genunchi rozariul. În casa lui nu se spuneau glume murdare, nu se înjura de Dumnezeu, iar cinstea era atât de bine înrădăcinată încât nici măcar nu exista ideea de furt. Același lucru spune și despre satul său de Baștină. Spiritul satului era bun. Când plecau la câmp oamenii își lăsau ușile deschise. Abia în 1918, după ce s-au întors oamenii de pe front, a apărut și furtul. Un alt moment decisiv pentru alegerea pe care abia să o facă Mihai Godot este cel în care află, din gura unei fete angajate de maică sa, că oamenii săraci pot fi fericiți. Cauza acestui sentiment ne fi bogăția, ci armonia relațiilor din familie vorbea atât de frumos despre mama ei, despre tatăl ei, despre ceilalți frați, despre iubirea dintre ei, încât pe mine chiar mă umplea de invidie. Noi ne mai altoiam unul pe celălalt. De exemplu, odată am întrebat-o, și ce-ați mâncat dimineață? Adică la micul dejun. Mi-a răspuns că avuseseră pâine și dovleac copt. Asta m-a surprins și mai tare. Cum poate fi cineva sărac și foarte fericit. Impresionat profund de atmosfera caldă și erudită din interiorul comunității iezuite pe care o întâlnește în timpul școlii, Mihai Godon ia decizia de a se face preot. Răspunsul mamei este năucitor. fă ce vrei, fiule, orice, dar nu te face preot. Te cunosc, știu câte parale faci, vreau să mor liniștită. În lipsa acordului părinților, tânărul face un gest simbolic. Pe o veche carte funciară, un act care atestă proprietatea părinților, își dă sieș acordul în numele tatălui său și imitând semnătura acesteia, de a să-l alătura ordinului iezuit. sizează ridicolul, iezuitul este un călugăr care, prin statutul său, nu are dreptul la vreo proprietate de-a lungul vieții, singura lui bogăție materială fiind hainele de pe el și el însuși. Iar Mihai Godot, parcă necunoștință de cauză, își cere intrarea în tagma aceasta folosindu-se tocmai de un act de proprietate, ca pentru a-l anula definitiv prin decizia luată. Întrucât este admis în ordin, începe prin a face doi ani de noviciat. Atunci când descrie perioada noviciatului, Mihai Godot folosește inspirat replica unui iezuit francez. Citez. La început eram doi, eu și eu. Timp de doi ani am dus o luptă pe viață și pe moarte. În final, l-am eliminat pe acel eu de care nu eram interesat și care reprezenta partea mea cea mai slabă, euul meu păcătos. Și de atunci sunt liniștit. Se întâmplă însă că tânărul novice se îmbolnăvește de scrupule. Scrupulele, spune el, constau în a te teme că îl jignești pe Dumnezeu cu vreun păcat de moarte. Te scârbești atât de tare de păcat și te tem de păcatul de moarte și de o sânda veșnică pe care o atrage, încât prințul întunericului profită de aceasta ca să te tulbure. Urmează apoi studii de filozofie la Cracovia, după care revine în România la Iași pentru magisterium, o perioadă în care formează iezuiți prin profesorat la seminarul de teologie romano-catolică. După ce este sfințit preot, se instalează la Segedin, unde studiază teologia și păstorește fermierii. Relația dintre duhovnic și oamenii din câmpia Tisei este descrisă în termeni superlativi. Aici, în câmpia Tisei, fiecare preot este preotul poporului. Poporul și preotul lui sunt sudați între ei ca sufletul cu inima. În locurile acestea, au murit pentru popor preoți catolici și episcop. Poporul nu uită lucrurile acestea. El știe că în afară de mamă și tată, o singură persoană ține la el, preotul catolic. Acest lucru este întipărit în sufletul omului din câmpie. Activitatea publică, misionară, debutează într-o localitate ungurească pe care îmi este imposibil să o pronunț. Aici ia contact pentru prima oară cu războiul, fiind pus în situații de risc pe care le depășește cu acea silinătate de care vorbeam la început, dublată de înțelegerea profundă a vocației sale. Și tot acum, printr-o, dați-mi voie să o numesc așa, minciună sfântă, reușește să salveze oamenii urmăriți de ruși, declarându-i în cu un medic, decedați. Trec repede peste celelalte etape ale activității sale, întrucât timpul nu îmi permite să le detaliez. Merită însă parcurse, fiindcă, în ce privește urmarea, ele justifică și limpezesc pe deplin atât atitudinea cât și caracterul protagonistului nostru. Cauza arestării lui o constituie mișcarea de rezistență pe care a inițiat-o și condus-o împotriva preoților luptători pentru pace. Acești preoți luptători pentru pace erau preoții aserviți noului regim, Folosiți pe post de portavoce pentru propaganda comunistă. Preoții trimiși în detenție erau înlocuiți cu acești preoți pentru pace. Mihai Godo, fiind unul dintre cei care, împreună cu alte 64 de persoane, s-a manifestat fățiși împotriva activității lor într-un anumit context. Iată și de ce este încarcerat și torturat spre a-i denunța pe cei cu care colaborase. Firește că, în ciuda suferințelor la care este supus, nu cedează și nu face niciun denunț, primind la final o condamnare la 16 ani de închisoare. Este sfătuit să facă recurs, însă refuză prompt. Un recurs, spune el, ar dovedi că recunosc autoritatea instanței care m-a condamnat. Trece pe la Pitești și ajunge în fine la cel mai dur penitenciar, cel de la Râmnicul Sărat. Unde este încarcerat în singurătate timp de 8 ani de zile. Practic, fusese condamnat la moarte indirect, prin expunerea la un regim lent de exterminare, ce constă în inaniție și în condiții de viață insuportabile. Severitatea acestei încarcerări este evidențiată prin bucuria pe care o are deținutul atunci când surprinde, la călăii săi, un semn de umanitate. De pildă, atunci când îi se vorbește înțelegător sau atunci când este lăsat și chiar îndemnat să culeagă o nucă și să o mănânce, deși el refuză pentru ca altcineva, poate mai suferind, să o facă. O scenă tulburătoare este cea în care descrie cum, din pricina teribilei singurătăți, găsește în păianjenii și muștele din celulă ființele cu care poate socializa, mișcările lor prevestind venirea frigului sau a căldurii. Când un păianjen este călcat de către un gardian, Mihai Godo se întreabă: Ce mă fac eu de acum fără păianjen? Mă opresc cu desfășurarea narațiunii aici. Nu intenționez să vă povestesc cartea, fiindcă, așa cum am menționat, merită să o citiți cu atenție și să-i trăiți întâmplările alături de povestitor. Spuneam la început că există două motive pentru care confesiunea lui Mihai Godo, deși dramatică, Strălucește prin serenitate și entuziasm. Primul este felul articulat, jucăuș, concentrat, în care povestește, dar și ritmul pe care își conduce confesiunea. Faptul acesta se vede, sper, din cele spuse de mine până acum. Al doilea motiv are legătură cu ceea ce se află în subsidiarul acestei vieți, cu modul în care Mihai Godo își înțelege vocația. Găsesc un corespondent al acesteia în pilda Mântuitorului referitoare la funcția și statutul unui rob. Dacă vă aduceți aminte, Iisus pretinde că robul nu are de ce să se laude față de stăpânul său, întrucât prin funcție el este dator să facă ceea ce face, iar prin statut el trebuie să fie supus, indiferent de condiții. În două rânduri Mihai Godos se declară un câine dar nu unul ce aparține comuniștilor, ci unul înțeles prin funcția și statutul pe care le are în calitatea sa de preot iezuit. Iată un fragment extraordinar ce merită reținut. Un iezuit vrea să trăiască și vrea să moară ca un câine îngropat la marginea șanțului, să nu-l cunoască nimeni. Acesta e visul nostru, căci pentru noi Isus este totul și înaintea noastră stă vinerea patimilor. Dar eu m-am agățat de vorba unui profet. Printre profeții Vechiului Testament este un profet puternic care spune Vai de câinele mut! Mi-a plăcut mult. I-am spus atunci Domnului, Doamne, vreau să fiu exact ca un câine puternic într-o fermă frumoasă, căci eu am trăit într-o fermă. Latru, dar latru serios, latru din toți rărunchii, dacă îndrăznește să se apropie cineva de fermă și vrea să facă rău cuiva sau vreunui lucru de acolo. Dar îți cer un singur lucru, pun și eu o condiție, să-mi dăruiești ceea ce dăruiești oricărui câine, până și celui mai rios, credincioșia față de tine. Asta să-mi dai. Al doilea fragment, nuanțează și mai mult cele spuse mai înainte, dezvăluind clar condiția omului în general și a creștinului în special. Omul simte că Dumnezeu este lângă el și, poate, cel mai prețios lucru în aceasta este că simțim că nu suntem vrednici. Mă înțelegeți? Nu am niciun drept ca lui Dumnezeu să-i pese de mine, ținând cont de păcatele mele. Deci, asta e baza. Poate că această carte nu va fi pe placul tuturor celor care ne urmăresc, din pricina unor preconcepții de natură formală sau, le-am putea spune, denominațională. E adevărat că povestitorul pare uneori să condiționeze mântuirea de practicarea unor ritualuri. Însă, ceea ce trebuie înțeles, dincolo de acest neajuns, e că Mihai Godon nu își concentrează atenția asupra formelor, ci asupra credinței, pe care, cel puțin aici, o teoretizează doar accidental și o practică esențial, reușind, la sfârșit, să șteargă din sine acel eu insidios și păcătos cu care și începuse viața. Cartea aceasta, prin forma stilistică și conținutul ei pătrunzător, este dovada că Mihai Godot, așa cum spunea iezuitul francez, a reușit în fine să se liniștească. Citind-o, veți gusta personalizată pacea care întrece orice pricepere și care este rodul direct al întâlnirii și conlucrării cu Hristos.